Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Star la Vălăceală la piscina din Târgu Ocna. Spitalul Sfântului Ierarh Dr. Luca va avea echipamente medicale moderne. Recent, deputata de Bacău a Partidului Național Liberal Cătălina Ciofu a susținut o interpelare în plenul Camerei Deputaților despre educație. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Declarația mea politică se numește Educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Nu cu mult timp în urmă, cu toții vedeam în deschiderea unei noi întreprinderi industriale, în descoperirea și exploatarea unor noi resurse naturale sau în relocarea în centre urbane majore, șansa unei vieți mai bune, șansa de a depăși limitările economice inerente existenței într-o comunitate lipsită de resurse materiale. Cu toate acestea, în economia prezentului și mai ales în cea a viitorului, acestea nu mai sunt suficiente, iar uneori nu sunt nici măcar necesare. Aceasta deoarece economia prezentului și cea a viitorului se bazează, respectiv se va baza tot mai mult, pe cunoaștere. Dar o populație educată nu înseamnă numai angajați de succes, nu înseamnă numai întreprinzători performanți, nu înseamnă deci numai venituri pentru stat. Înseamnă și oameni conștienți de propriile capacități, de propriile așteptări, de propriile valori. Înseamnă oameni cu un nivel ridicat al conștiinței propriei identități. Înseamnă oameni fericiți, optimiști și siguri pe ei. Și nu în ultimul rând, înseamnă cetățeni responsabili. O populație educată înseamnă cetățeni care știu ce oferă societății în care trăiesc și știu ce să aștepte de la ea. Cetățeni care oferă astfel baza de selecție performantă, de care și statul are atâta nevoie. Cetățeni care, prin acțiunile lor de zi cu zi, conduc la neproliferarea comportamentelor incorrecte, corupției, risipei. Se creează astfel un cerc virtuos care promovează exact ceea ce noi, liberalii, ne străduim să promovăm, o bună guvernare. Dar buna guvernare se auto-întreține, devenind din ce în ce mai performantă pe măsură ce investițiile în educație își fac efectul. Iar pentru comunitățile mai puțin favorizate, un proces educațional de calitate începe cu prevenirea abandonului școlar. Acest aspect este nu doar foarte important, ci chiar vital. De aceea, statul are datoria de a se implica mai profund și mai profesionist în acest domeniu. Însă, de cele mai multe ori, cauzele abandonului școlar sunt culturale, sociale și profund locale. De aceea, este foarte important ca tot la acest nivel să fie identificate și soluțiile necesare. Fără implicarea părinților și a liderilor acestor comunități, nu vom putea oferi niciodată copiilor din aceste comunități șansele pe care le merită. Primii care trebuie să realizeze câtă nevoie au de educație sunt chiar beneficiarii ei. Pe acești beneficiari dorim noi să-i responsabilizăm, să-i încurajăm și să-i ajutăm astfel încât să-și pună în practică inițiativele. Educația, dragii mei, este o responsabilitate comună a statului, a factorilor de decizie, a profesorilor, dar și a părinților, a comunităților locale și chiar a elevilor. Dar doar înțelegând aceasta vom putea beneficia în viitor de un sistem de educație de înaltă performanță. Haideți așadar, alături de noi, să realizăm un sistem educațional performant și astfel să punem România acolo unde este locul și să-i dăm și celor mai puțin favorizați copii șansele pe care le merită. Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. Spitalul Sfântului Ierarh Dr. Luca va beneficia în scurt timp de echipamente medicale de ultimă generație. Despre ce este vorba aflăm în minutele următoare de la managerul Spitalului Ioneștean, Gelu Nicolcea. Mai avem un proiect, Totul va fi bine, se numește. El este finanțat tot pe fonduri europene, a apărut în condițiile pandemiei COVID. Este tot un proiect de 6 milioane de euro cu finanțare integrală de pe fonduri europene, unde la fel avem aparatură pentru toate secțiile, în care cel mai important este nouă computer tomograf cu 128 de slice-uri de ultimă generație, încă 5 ecografe, instalație radiologică digitală, deci aparatură care va asigura creșterea serviciilor medicale pentru
pacienții, pentru locuitorii municipiului nostru și cei din împrejurime. Dacă ar fi să tragem așa linie, domnul manager, cred că nu există vreo axă de finanțare, vreo linie de finanțare deschisă pe care spitalul să nu o acheseze, să nu o prindă. Da, deci, e o veste bună. E o veste bună pentru că încă din 2017, prin Consiliul de Administrație care l-am avut, cu susținerea primăriei, a Consiliului Județean și în această perioadă s-au implementat aceste proiecte pe fonduri europene care vor ajuta foarte mult și dau o altă față și spitalului și calității serviciilor medicale. În anii trecuți vorbeam, domnule manager, de lipsa personalului medical de specialitate, mă refer la medici specialiști. La această oră la spital cum stăm? Și cadrele medii? Avem încă specialități deficitare ca medici, în principal pe secția de interne. De asemenea, în sectorul de primiri urgențe în CPU, iarăși avem probleme cu personalul medic în primul rând. Dar față de anii din urmă, datorită și creșterii salariilor și fapt care a dus la limitarea plecării medicilor și personalului medical în străinătate, s-a acoperit în mare parte nevoia de personal și sperăm ca și calitatea serviciilor și medicale să crească odată cu aceasta. Acum știți că s-a dat o ordonanță de urgență prin care se va limita încadrarea medicilor și a personalului medical, de fapt pentru toate zonele din motive bugetare, dar în continuare posturile vacante vor putea fi acoperite. Oricum, colectivul, întreg colectivul spitalului a fost întinerit, evident, e o certitudine asta, e realitate. Da, sunt foarte mulți medici care au fost angajați și asistenți medicali care au lucrat în perioada de pandemie și prin lege au avut contracte pe perioadă determinată, au fost angajați pe perioadă nedeterminată. Și ceea ce este foarte bine, că acești medici tineri, noi, au o altă abordare către pacienți, o empatie mai mare. Recent, la Bacău s-a încheiat o nouă expoziție itinerantă de jucării a copiilor din perioada socialistă și nu numai. Pe lângă muzee, echipa Asociației Muzeul Jucăriilor București au fost solicitat să expună în marile centre comerciale, iar succesul este unul evident. Despre traseul acestora, dar și provocările pe care le propune generațiilor tinere, aflăm detalii în minutele următoare de la inginer Cristian Dumitru, președinte al Asociației Muzeul Jucăriilor București. Tocmai ce s-a încheiat o nouă expoziție în Bacău. Unde ați expus și cu ce ați venit? A fost a treia expoziție în Bacău. E o colaborare mai veche de câțiva ani cu doamna Băbușanu de la acest complex muzeal. Am realizat mai întâi expoziția de jucării, iar în perioada, din păcate, a pandemiei, deci nu a fost foarte, foarte vizitată, o expoziție excepțională, care era un unicat în țară. Pentru prima oară am realizat-o la Bacău. Cum v-am zis, regretul a fost că încă n-a fost foarte bine popularizată, dar nu e nicio problemă, vom expune în alte muzee. O expoziție dragă și de suflet, dedicată oracolelor, caietelor de amintiri. Câteva sute de astfel de caietele au fost adunate de mine în ultimii 40 de ani și sunt o poveste în sine, aș putea să vă spun. Expoziția a fost însoțită și de câteva elemente, de un birou de epocă, de un birou al unei eleve care ar fi scris. Am recreat și atmosfera în care copiii de altă dată, bineînțeles, cei puțin mai avuți, și expuneau gândurile și trăirile în astfel de caiete de amintiri. Mii de alți poze cu elevi au colecționat, au fost expuse o parte din ele și aici, generații din anii 20-30,
și o expoziție dedicată păpușilor în miniatură, expoziție care se va redeschide în curând la un centru comercial din Iași, pentru că sunt foarte multe, vor fi peste 1000 de păpuși, de astfel de păpuși îmbrăcate în costume populare. Ea se va deschide chiar această săptămână și este dedicată zilei ei, care va fi pe 24 vineri aceasta. Este o zi recunoscută de câțiva ani și internațional. Vor fi multe manifestări la nivelul țării și noi ne bucurăm că la invitația acestui centru comercial vom lansa această expoziție, de fapt o cea mai mare colecție de păpuși în costume populare care se află în țară în acest moment. Cât veți rămâne să expuneți la Iași? Conform să zic programului, noi realizăm expoziția, după care se ocupă cei de la centru comercial, practic vom reveni fix peste o lună să o strângem. Deci chiar și cei din Onești vor putea avea timp de o lună. Onești Bacău, expoziția este gratis, pentru că astfel ne bucurăm. În ultimii ani am început să colaborăm pe lângă muzeele naționale din țară și cu centrele comerciale, pentru că am constatat că lumea nu prea vine la muzeu, sincer. Facem un eveniment. În schimb, merge la mall și atunci, dacă nu vine lumea la cultură, să vină puțină cultură la lume, adică să vină la mall. Și a fost un fenomen, noi chiar l-am studiat, plăcut, l-am început chiar în primele luni mai ales în pandemie, a fost acest curent, lumea nu mai avea unde să se ducă și tot în mall să se ducea. Și am constatat că a avut mare succes. Deci dacă la un muzeu, la o expoziție poți să ai câteva sute de vizitatori într-o lună, păi la mall vă dați seama că poți să ai 1000 într-o zi. Deci nu îi contabilizează nimeni, expozițiile sunt gratis, se bazează pe văzut, plăcut, încercăm să fiecare expoziție a noastră este soțită și de, aici avem 16 tablouri cu costume, cu explicații, deci nu este doar o înșiruire de păpuși, vor fi selectate povești pe țări, povești, povestea reginei Maria, care a avut o, să zic, o pasiune pentru ei în acea vreme și care a impus-o, să vedeți toată protipendada femeilor din, toate femeile din România în anii 30 aveau câte o bluză, deci erau popularizate, câte o ei, pardon, bluz rumen, nu mă gândeam, pentru că la bluz rumen, de la asta a plecat și nebunia cu ziua ei și este o asociație care a reușit, chiar cred că chiar așa se cheamă, bluz rumen asociație, a reușit să impună această zi internațională a ei. Felicitări și ce să zic, la cât mai multe expoziții și în zona județului Bacău. Da, vom reveni în toamnă, cum am spus, cu expoziția Școala de altă dată, deci sigur vom trece și pe aici pentru a prezenta în avantpremieră câteva obiecte din această expoziție și mai avem alte proiecte în desfășurare în zonă sau poate vom veni chiar la muzeul din Onești, poate ne aude, ne vede cineva, ne caută cineva. Odată cu vacanța de vară, administrația publică a orașului Târgu Ocna a dat startul la distracție deschizând piscina cu apă dulce. S-au făcut demersuri pentru a primi toate avizele legale, iar acum locuitorii Târgu Ocnei, dar și turiștii se pot bucura de cele mai bune condiții. Mai multe aflăm în minutele următoare de la primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Cibotaru. Odată cu vacanța mare se deschide sezonul la piscină, la apă dulce. Sezonul s-a deschis de luni. Avem o piscină frumoasă cu apă dulce în care invităm cei care doresc să prindă un pic de bronz, să se relaxeze, sănătate prin apă. Sunt cele două piscine, piscina pentru adulți cu adâncimea apei de la 1,20 m până la 2 m și un pic. Avem și piscina pentru copii în care cei care doresc pot să vină să se relaxeze într-un spațiu frumos, într-un spațiu prietenos, ca aici în Parcul Măgura, la poalele Muntelui Măgura, într-o atmosferă frumoasă și eu spun că frumusețea la Târgu Ocna va dăinui în inimile noastre. Prețul pentru bilet? La piscină prețul este de 30 de lei, iar adulții, iar copiii au reducere, la fel și studenții. Dacă piscina din Târgu Ocna poate înlocui cu succes un sejur la mare, aflăm de la cei care au venit să se bălăcească în piscină. Ia, pa! Ferici. Acceptabil, nu chiar. Ferici. Ferici, chiar în vorbim, da? De unde ești? Din Târgu Ocna. E fain? Da. E smart prețurile? Nu chiar. Sunt accesibile? Da. Înlocuiește piscina marea? Nu cred. Sigur vei merge la mare? Nu, dar
pentru buget e acceptabil. Ioi. Am înțeles. Se pare că multă lume a venit să se distreze, nu? Voi de când ați venit? Deci pe undeva, pe la vreo 12, cam așa. Cam cât veți sta? Până să lasă mai rece afară. E apa rece sau e cald? Între. Așa. Dar odată ce ai intrat, probabil că nu mai sunt. Da, nu. Dacă stai undeva la câteva minute, te obișnuiești cu apa și nu mai ai treabă. Ok, petrecere frumoasă. Mulțumim. Frumoasă de vară, vacanța a început. Lumea e la piscină? La piscină, normal, căldură mare, am venit să ne răcorim. Foarte frumos din partea ta. Cât i-ai bârâit la cap ca să veniți la piscină? Nu neapărat, dar mi-a plăcut foarte mult că a fost și foarte cald și na, să ne răcorim. Îți place piscina aici? Da, e frumoasă, da. Știi să nuți? Da. Aha, dar cine mai știe să nuate în familie? Pe cine salvezi azi? Pe sora mea, doar că nu este aici de față, este în altă parte. Dar cine te-a învățat să nuți? Am învățat tot ea, dar merg și la niște cursuri de not și mai învăț și de acolo. Am înțeles. Sunt mari prețurile? Convenabile. Pentru zona noastră este foarte ok. E antrenamentul pentru mare? Anul ăsta cred că o să ne mulțumim cu piscina. Din păcate avem admitere, avem bacuri, avem emoții, da. O să rupem așa din timp câte o zi la piscină. Foarte frumos. E nemaipomenit să petrești timp în familie, nu? Da, este foarte fain. Locuiește piscina mare? Da. Nu prea. Nu prea. Anul ăsta strângem din dinți și mergem mai departe, nu? Recuperăm la anul. Petrecere. Mulțumim mult, numai bine, la revedere! La mijlocul lunii iulie, în comuna Gura Văii se va desfășura pentru prima dată trofeul Gura Văii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se fac până pe 5 iulie inclusiv. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Porțile sunt deschise tuturor celor care vor să participe. 15-17 iulie, 15 este ziua de înscrieri, 16 este proba trofii, 17 proba trial cu, evident, festivitate de premiere. Se va desfășura pe raza a trei localități componente, respectiv Gura Văii, unde va fi poziționat parcul tehnic și toată lumea va putea să admire. Unde anume? Am ales o zonă chiar frumoasă, undeva lângă râul Trotuș. Aha. Acolo am decis că va fi zona de promenadă, tabăra de tabără, campare, corturi, știu. Focul de noapte, acolo se va desfășura, muzica tot acolo. Apoi cetățenii comunei Gura Văii vor putea să admire în defilare fiecare mașină care va participa de la plecare de la Gura Văii către Pătrășcani, iar probele propriu-zise complicate pentru a evita și deranjul și a minimaliza riscul accidentelor se vor desfășura în pădurea Păltinății. Acolo au fost identificate traseele, niște trasee nota 10, abia aștept să văd cine le parcurge. Parcă simt așa o provocare la dumneavoastră, să vedem cine le parcurge. Deci mânușa ați aruncat-o, să vedem, chiar curioasă cât se vor înscrie la start, știu că vor veni din toată România. Cam așa se amenință de obicei la astfel de competiții. Estimăm 50 de echipaje participante. Mult. Asta înseamnă cu aparținător, cu rude, cu... deja înseamnă un anumit număr. Trebuie să construim un hotel. Da, n-ar strica, cred că le-ar plăcea unora pentru anumit confort. Acolo, dacă îmi permiteți, acolo unde va fi amplasat tabăra logistică, nu știu cum se numește. Că e corect, tabăra logistică. Da. Acolo este un traseu foarte frumos de biciclete, știți, urcă la rotunda în partea Gura Văii și coboară spre Slobozia. Și noi, mereu când vrem să facem așa un traseu scurt și frumos, acolo mergem cu familia și cu bicicletele. Foarte frumos! Caravana filmului românesc revine și vara aceasta la Oneștine. Sunt pregătite multe surprize, cel puțin așa ne asigură chiar directorul Bibliotecii Oneșteni, Ionuț Tenie, director la Direcția Cultură și Tineret, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Onești. Caravana filmului românesc revine la noi pentru că este un proiect de suflet și ne dorim ca timp de 7 zile în parcul din Onești, oneștenii să poată veni în aer liber pe un ecran gigant și să vizioneze filme românești, capodopere ale filmelor românești. Și în acest an avem promisiuni că vor fi alături de noi regizori și actori celebri care vor vorbi despre filmele ce vor fi proiectate, dar care vor răspunde și la întrebările publicului.
Știm deja data, este vorba de 31 iulie 6 august, locația este aceeași în Parcul Municipal, lângă sala polivalentă. Așadar, timp de 7 zile, proiecții de film românesc în aer liber, o să aflați în curând și despre ce filme este vorba. Vor fi filme consacrate, de aventură, comedii și invitați surprize. A început admiterea la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. De luni 4 iulie a început admiterea la Universitatea Vasile Alexandrii Bacău, care se realizează prin înscriere online pe platforma www.admitere.ub.ro și la sediile celor 5 facultăți. Prin oferta educațională care cumulează 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de studii universitare de master și 2 de doctorat, programe de conversie profesională, programe post-universitare, programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău acoperă principalele domenii cerute pe piața forței de muncă din regiunea Nord-Est. Cu experiență de peste 6 decenii în învățământul de stat superior din România, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău oferă la admitere pentru anul universitar 2022-2023 un număr de 590 de locuri bugetate, care includ locuri pentru cetățenii români de etnie romă, absolvenți de licee din mediul rural, candidați cu cerințe educaționale speciale și români de pretutindeni și 1870 de locuri cu taxă pentru studii universitare de licență, iar pentru studiile universitare de master 353 de locuri bugetate, care includ locuri pentru cetățenii români de etnie romă și români de pretutindeni și 1097 de locuri cu taxă. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la concursul de admitere online pot accesa în sălile puse la dispoziție de cele 5 facultăți toate mijloacele necesare pentru realizarea înscrierii. Programul de lucru la înscrierea online este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează să se înscrie la sediul facultăților, programul de lucru este de luni până vineri, între orele 9-15, iar sâmbătă 9-12. Duminica nu se fac înscrieri la sediul facultăților. Informații complete despre admiterea la cele 5 facultăți se găsesc pe www.admitere.ub.ro și pe paginile web ale facultăților. Este vorba de Facultatea de Inginerie www.ub.ro/inginerie/admitere, Facultatea de Litere www.ub.ro/litere/admitere, Facultatea de Științe www.ub.ro/științe/admitere, Facultatea de Științe Economice www.ub.ro/fsce/admitere, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății www.ub.ro/smis/admitere. Admiterea pentru românii de pretutindeni se desfășoară în perioada 4-23 iulie 2022. Informații complete privind procesul de înscriere se găsesc pe site-ul www.adrp.ub.ro. Universitatea. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 12 iulie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Miercuri 13 iulie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.